Modificarea de lege care a apărut la sfârșitul anului trecut, pe legea 350-50, referitoare la calitatea și studiile pe care trebuie să le aibă arhitectul șef. Trebuie să termine fie arhitectura, fie urbanism. Din nefericire, să știți că am constatat în primăria municipiului Ploiești, de-a lungul timpului s-a produs, nu știu dacă se spun de profesionalizare, dar avem anumite servicii și direcții în care specializările care trebuie să se regăsească acolo nu prea se regăsesc. Dacă vreți să vă dau un exemplu, vă dau și la IT, ca și la direcția de urbanism, unde în momentul de față avem un singur arhitect, dar care este în concediu prenatal. Era singura variantă pe care noi puteam să o folosim în condițiile date de lege. De asemenea, știți foarte bine că am scos la concurs acest post, cel puțin din iulie și până în prezent, de 3 ori. Ultima oră fiind pe 12 ianuarie și nu s-a prezentat nimeni. Motivele nu trebuie să le explic, le știți și dumneavoastră foarte bine și mă refer la acel nivel de salarizare și așa mai departe, comparativ cu posibilitățile pe care probabil le are un arhitect. Varianta de transfer ar fi varianta rapidă. Au existat o serie de discuții, inclusiv la nivelul Consiliului Județean și am făcut adresă să transmitem aceste certificate de urbanism și autorizațiile de construire atât timp cât până când rezolvăm această problemă către Consiliul Județean în vederea aprobărilor acolo. În același timp am făcut demersuri și suntem într-o procedură de transfer a unei persoane, așteptând decât acceptul primăriei respective și dacă acesta se va întâmpla, imediat vom avea un arhitect care va fi pus pe poziția de arhitect șef. Este singura variantă rapidă pentru că persoana respectivă, pe numărul faptul că trebuie să fie arhitect și cu atestat, trebuie să fie și funcționar public care trebuie să facă lucrul acesta.